Mâncare cu principii. All kinds of variety. De Cezar Munteanu. A little bit of everything. La Europa FM. A venit șef Cezar Munteanu în studio. Ăsta, da, eveniment, că nu ne-am mai văzut de foarte mult timp. Și astăzi năutul este la putere. Da, năutul. Eu mă uit așa puțin mai ciudat la Cezar, pentru că nu îl prea folosesc în meniul meu zilnic, săptămânal și nici anual. Dar poate mă convingi tu să fac treaba asta. Salut, Cezar! Salutare, bine v-am găsit. Mă bucur să fiu parte din evenimentul vostru, să fiu aici. Da, năutul este unul dintre alimentele de bază în perioada postului. Nici nu îți dai tu seama cât de hrănitor este. Am tot încercat să te conving de atâta timp, dar... Neapărat nevoie să apelăm la năut în post. Adică putem să-l folosim cu încredere și în restul anului, nu? Și atent, năutul, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie bază în post. De ce? Pentru că pe el îți construiești paturile vegetale. Ah, ok. Da? Asta o dată. Pentru că am mai discutat, ții minte, cred că în fiecare Paște și Crăciun, de fiecare... în fiecare post de Paște și Crăciun discutăm despre paturile vegetale, a fi sau nu fi cele din comerț sau nu. Da, și am decis că hai să ne ducem într-o zonă mai sigură, pentru că pe mamaie e mai greu și maică-mi e mai greu să stau să-i spun eu tot ce trebuie să citească sau nu pe etichetă, și atunci îi zic, fata mea, apucă-te, mă rog, eu și maică-mi avem o relație foarte specială și chiar discutăm așa mai deschis și zic, băi, fata mea, fii atentă, nu te mai, gata, ia o mână de năut, o pui la fiert, o lași de cu seară la umflat, asta e foarte important. Ca pe fasole. Ca pe fasole. Îl opărești un pic năutul, după care îl pui la fiert molcom cu o rădăcină de păstârnac și morcov. Uh-huh. Da, îl pui la fiert și uite, ai 2-3 ore, ai năutul fiert exact cât trebuie și de aici distracție. O parte dai deoparte pentru pateu, pentru un pate vegetal. Și putem să discutăm și despre pate dacă avem vreme, dar pornisem în discuție de la o supă de cremă, la o supă de năut. Cremă, da. Și atunci ai supă cremă de năut, ai nevoie de năutul de care ți-am zis mai devreme, ceva supă din resturi de legume, am mai spus-o și repet, resturi de legume înseamnă cozi de pătrunjel, cozi de ceapă, cozi de la ardei, de ce vreți voi, le puneți într-o apă, într-o oală, pardon, cu apă, le dați într-un clocot și le-ați dat deoparte, da? Cu cozi de ceapă, fără cozi de păstârnac, cozi de păstârnac de morcov, bine spus. La fel, efectiv, le lăsați acolo o jumătate de oră să fiarbă cum trebuie și aveți o supă pe care o folosiți în absolut tot ce aveți în gând să gătiți. După care mai am o chestie, deci îl pun la blender cu un pic de ulei de struguri, semințe de struguri, până devine ca o supă cremă. Și asta este supa cremă. Dar, ca să fiu în asentimentul tău, așa, și să mă ce mai pui lângă supa cremă din năut? Un crocant din prosciutto crudo. Și uite, așa vă învăț să faceți o supă cremă ca în restaurant de fițe, cu un crocant de prosciutto. Să spui, păi stai, cum facem crocant de prosciutto? Prosciutto crudo, feliuțele alea subțiri, da, pe care le luați din magazin, le puneți pe o foaie de silicon sau o foaie de copt, că vă e mai la îndemână, și le băgați la cuptor la 100 de grade Celsius, nu mai mult de 100 de grade, ca să nu se ardă, până devin crocante. Cam eu cât zic, timp? Maxim o oră. Așa, și ele când devin crocante, casante, astea le puneți peste supă, le sfârmați o parte din ele, așa, să vă e genială. Deci gustul ăla este wow. Și ca să mai fie cireașa de pe tort, ulei de ceapă verde și pătrunjel. Iar e o treabă despre care aud în premieră astăzi, ne poți explica cum, da, facem asta? Cozi de ceapă verde, cozi de pătrunjel, blendate într-o cană de blender cu ulei de semințe de struguri. Tot spun de ulei de semințe de struguri pentru că, practic, în mâncare cu principii, azi pe drum cu prioritate, vorbim despre sănătatea din bucate, pentru că e chiar foarte sănătos ulei din semințe de struguri. Îl găsim, deci, în comerț? Da, se găsește, da, și nu este foarte scump. E undeva la un 32-35 de lei per litru. Deci și amestecați foarte bine până se transformă într-o pastă, de fapt, într-un ulei mai gros, verde, pe care îl strecurați printr-un tifon sau sită foarte, foarte fină. Și puneți o lingură peste și este genial. O mână de piper proaspăt rășnit și viața e frumoasă când ai o supă de năut cu prosciutto crudo pe masă.
Și pentru că v-a mai rămas ceva năut, boabe, n-aveți altceva de făcut decât să-l amestecați cu ceva ceapă verde tăiată mărunt, cu ceva ridichii, cu ceva castravete, o mână de măsline, 2-3 linguri de oțet de cremă de oțet balsamic, le amestecați frumos împreună și aveți și o salată pentru dimineață. Încă o dată, nu se întâmplă absolut nimic dacă este lăsat la umflat și este procesul ăla de opărire înainte de a-l pune la fiert, ăla vă garantează că nu o să fiți nu o să vă balonați și nu o să vă deranjeze. Apropo de beneficiile năutului, exact, versus, eu știu, o fasole. Fasolea mai o mai ratezi. Dacă ești o fasole mai veche, sincer, s-ar putea să îi schimbi tu apa de vreo 5-6 ori, că tot o să fie acolo. O să se schimbe multe ape, Cezar, că vine 1 decembrie și știi că în 1 decembrie fasolea e la putere. Uite o întrebare, ce sunt cozile de ceapă sau pătrunjel, care parte? Cozile, partea codițele, da? Deci de fiecare dată eu când tai la ciorbă, de exemplu, pătrunjelul, îmi rup smocul de pătrunjel și doar frunzele le tai foarte fin din prima și cozile alea, o să mai, uite, o chestie și mulțumesc de întrebare, le lec cu sfoară de bumbac, le bat bine cu cuțitul și le scufund în ciorbă sau în supă și le las practic toată aroma aia, le bat cu mânerul cuțitului, nu cu tăișul, da? Le bat, le zdrobesc un pic și le las și este o infuzie practic de pătrunjel, o aromă fantastică ce se duce în lichidul unde, pe care vreau să-l infuzez. Deci simplu, ceapă, cos de pătrunjel, ulei de semințe de măsline, de strug. Uite, au început să crească vânzările la uleiul ăsta deja. Gata. Ne trimit ascultătorii, au căutat și au găsit foarte oferte. Bine, asta e un lucru bun. Și mai multe idei, intrați pe pagina mea de Instagram, pe Șef Cezar Munteanu, și vedeți tot felul de... Auzi, la uleiul ăsta îl poți folosi doar în salate și în preparate de-astea de fiță sau poți prăji în el? Uleiul de struguri nu prăjește în el ca și baie, pentru că unul este foarte scump, da? Dar poți să faci o altă chestiune. În general, fripturile, peștele și tot ce gătiți, frigeți în tigaie, ce nu înseamnă prăjeală, adică nu baie de ulei, faceți așa, amestecați ulei de struguri, ulei de măsline și un pic de ulei de arahide, da? Da. Da? Le amestecați și le folosiți să frigeți bucată de carne sau de pește. Deci ce vreți să frigeți, nu prăjeală în baie de ulei. În baie de ulei, chiar dacă este mai scump, vă recomand să veniți cu ulei de arahide. La modul cel mai sincer, punctul ăla de ardere este mult mai sus și este mult mai safe să lucrezi cu ulei de arahide. Ce obțin acasă? Și poate să-l găsim în magazin? Se găsește și asta, da, da, da. Bine. Și au început să fie, să se comercializeze deja la 2 litri în sticle de PET la 2 litri. Zic eu că merită pentru sănătate. Și mai o chestie, de exemplu, cei care faceți gogoși, papanași sau acasă, când îl prăjește în ulei de arahide, are arbust, gustul ăla, vai, de dai cu basca după câini. Dar n-aș vrea să-i supăr pe dinamoviști. Și de aceea, intrați pe pagina unui stelist jet-veget, Cezar Munteanu, și mai vedeți acolo. Îți mulțumim, Cezar, mare pentru drag, recomandări, pentru sfaturi. Te așteptăm cu drag și săptămâna viitoare. Promit. Seară bună, numai bine. În fiecare seară de vineri la Europa FM descoperim împreună cu Mihaela Bilic bucuria gustului, a echilibrului, a ingredientelor care transformă